La ea și-a început pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, o a Moldovei. Sute de credincioși au participat încă de la primele ore ale dimineții la procesiunea prin care moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din Catedrala Metropolitană din Iași și așezate spre închinare în baldachinul împodobit cu flori, amenajat în curtea Sfântului Locaș. Ziua a început cu slujba acatistului săvârșită la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Racla în care sunt așezate moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă apoi în procesiune în jurul Catedralei metropolitane, după care a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori din curtea locașului de rugăciune. În prima zi a pelerinajului înalt, Sfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a transmis un mesaj tuturor celor care vin în aceste zile la Iași. Anul acesta, pelerinii vor avea bucuria să se închine și la moaștere Sfintei Mare Mucenițe, Ecaterina, binecuvântate moaște aduse din Grecia. Sfânta Parascheva, Sfânta Muceniță Ecaterina. Sfânta Parascheva, chip al cugetului zmerit, Sfânta Muceniță Ecaterina, chip al curajului mărturisitor. De fapt, în cele două Sfinte, Parascheva și Ecaterina, ar trebui să se regăsească chipul adevăratului creștin. Chipul adevăratului creștin înseamnă, pe de o parte, atitudine zmerită, rugăciune fierbinte, capacitate de iertare. Pe de altă parte, chipul adevăratului creștin înseamnă curaj mărturisitor, curaj mărturisitor al lui Hristos, al Evangheliei Sale, al valorilor familiei. Moaștele sfintei Cuvioase Parascheva, sărbătorită la 14 octombrie se află la Iași de 377 de ani. Ele au fost aduse în capitala Moldovei în vremea domnitorului Vasile Lupu și așezate în biserica Sfinții Trei Ierarhi, titorită chiar de el.